să vină odată flama aia. Să vii, uite, uite, poate acum. A? Hai mă. Bună, sunt Bianca Istrate, am 23 de ani și sunt mitecuci, dar locuiesc în Iași. Am venit la X Factor deoarece mi-aș dori foarte mult o carieră în muzică. Până acum am mai cântat doar la misuri. Era proba de talent. Era singurul lucru care știam să-l fac. Am început să merg la concursul de Miss, deoarece mi se părea ceva foarte frumos. Doar prezența mea acolo îmi demonstra mie că sunt frumoasă și că pot. Și îmi plăcea să fiu în atenția tuturor. Eram ca niște prințese. Eu eram ca Barbie. Așa îmi spuneau prietenii. Să rămâna, să simt pe colegul meu, Dani. Burla. Să rămâna, Bianca. Nașa. Nașa cui? A voastră. Nu cred că ne potrivim. Cum să nu sunteți? Ia, să vă. Și acum din spate să vă. Bine, și din profil, ia. Știi care-i scopul nostru, anul ăsta? Să găsim soție colegului Dani. Ce zici, îl iei? Dacă îl iau. Dar vine, vii? O să negociem mai târziu. Succes pe scenă. Nu uita că eu voi fi aici. Și la bine. Și la rău. O viitoare posibilă soție. Nu știu dacă observi. Soția cui? Avem și noi mirii noștri. Cum te cheamă? Mă numesc Bianca Istrate. Prietenii mai știu de Bianca Istratovska. De ce aia? E un nume din liceu. De la o piesă de teatru. Ce piesă de teatru? M-ai făcut curios. Am scris-o eu. Aveam un proiect la științe și trebuia să facem ceva despre clonare. Și decât să fac un referat banal, am preferat să o pun în scenă. Și eu eram o răsoaică nemernică care voia să distrugă lumea folosind clonarea. Până la sfârșitul piesei, te-ai îndrăgostit sau nu? Bineînțeles că nu. Ah, normal dacă erai o răsoaică nemernică. Exact. Ai fost la concursuri de Miss? Da, am fost la câteva concursuri de Miss. Ai câștigat vreunul? Da, am și câștigat. Ce